Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să îți arăt pe scurt ce trebuie să faci cu unghiile tale când nu poți merge la manicuristă. Eu sunt Dascalu Ionelaana și în continuare te invit să rămâi alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul. Încep prin a îți arăta cum arăta unghiuța înainte. Iată, este crescută, este lungă, aproximativ o lună de zile de la întreținere, cu o pilă de carton cu o granulație fină și una mai dură. Aceasta este de 100x180. Folosesc partea dură pentru a scurta unghiuța. Cu partea dură încep și pilesc stânga-dreapta sau doar într-o parte, asta în funcție de cât de îndemânatică ești, mai ales dacă îi să luăm în considerare că trebuie să-ți faci și la mâna dreaptă cu mâna stângă. Este destul de complicat, însă cumva vei găsi o metodă să faci acest lucru. Eu de obicei mișc mâna dreaptă pe pilă, nu mișc pila pe mână. Așadar, după ce am scurtat unghiuța la lungimea dorită, îi rotunjesc puțin colțurile pentru că nu vreau să se ciobească, pentru că nu se știe când voi merge la manicuristă. Atenție, dedesubt rămâne puțin unghia exfoliată, așa că cu un colț de la pila de carton pilez dedesubt să se finiseze și iată cum arată unghiuța. Dacă tehnician a realizat frumos unghiuțele cu o trecere fină la cuticulă, acolo nu voi avea o denivelare foarte mare, voi folosi apoi o ojă clasică care se usucă la aer și o aplic cu atenție să nu ating pielea, însă nu este nicio problemă. Dacă atingi pielea, poți să folosești un bețișor cu acetonă și să cureți acea zonă sau orice instrument ușor mai ascuțit. Dacă îl folosești imediat, poți să elimini acea ojă sau și de la sine în momentul în care te vei spela pe mânuțe, într-o zi deja e dus, iată, acea pată care mie mi s-a atins. Eu menționez că nu am acetonă acasă pentru că, într-adevăr, eu nu m-am gândit niciodată că manicurista de mine nu o să-mi fac unghiile la timp, așadar acel punctișor o să îl curăți cu un pusher, însă tu poți să folosești orice obiect mai ascuțit ai la îndemână, până și o linguriță, să zic, sau nu știu, ceva de în casă. Iată cum arată unghiuța la final, nu are o denivelare foarte mare în zona lunulei, așa că poți să port unghiile așa încă aproximativ o lună de zile. Se scurtează tot la 2 săptămâni, mereu. Draga mea, iată, tutorialul meu este gata de această dată, îți mulțumesc că l-ai urmărit, nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai un like și share și te aștept în comentarii. Ne vedem data viitoare, draga mea urmăritoare, ai grijă de tine, nu uita să zâmbești, pupici!